dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Stoneblock. Da, știu, seria cu care v-am înnebunit în ultimele două zile și cu care s-o mai înnebunesc o perioadă, pentru că îmi place foarte, foarte tare și sper să vă placă și vouă la fel de tare. Astăzi avem o grămadă de treabă, avem foarte, foarte multe de făcut și până să mergem mai departe, aș vrea să vă prezint câteva chestii micuțe ce am făcut noi mai exact pe Acilișe, da? Bun. Deci, chestiile astea le știți foarte bine. Ce am făcut eu off-camera? Am făcut aici un cobblestone generator. O să mai facem unul ca să vedeți exact cum se face. Deci nu vă faceți griji. Ăsta momentan e aici doar ca să avem o sursă infinită de cobblestone. Și vedem acolo, dacă ne uităm pe barrel-ul acesta, avem 7000 și ceva de bucăți de cobblestone. 7500, 7600 și ceva de bucăți de cobblestone. Wow. Foarte, foarte, foarte mult cobblestone. Deci, în sfârșit nu mai avem niciun stres. Cobblestone-ul pe care mai facem de la mine putem direct să-l aruncăm, că nu mai trebuie să ne cărăm cu el și așa mai departe. Ce am făcut eu la drawerul acesta? Vreau să o prezint repede pe jos, dacă pot să o și click. Bun. Ceea ce o să facem la toate drawerurile care le vedem aici, am făcut niște storage upgrade-uri făcute din emerald. Dacă căutăm noi aici emerald, nu, cum se numește? Storage upgrade. Bă, așa, acesta l-am făcut. Să facem dintr-un upgrade template care se face super ușor, o să o arăt imediat. Bețe și două emeralde, adică e relativ ușor de făcut. Am făcut 6 din acestea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Și m-am făcut un void upgrade care se face... unde ești, mă? Void upgrade, te rog. Mersi frumos. Se face cu obsidian. Am făcut rost de obsidian, știți și voi cum am făcut rost. Nu are rost să vă explic, am combinat lavă cu apă. Și am obținut obsidianul. Ce face chestia asta? În momentul în care va fi aici prea mult cobblestone, încât să mai poți să ducă ăsta, o să trimită cobblestone-ul la efectiv du-te cu domnul. Adică o să-și dea seama ăsta, cum îi zice, void upgrade acesta, o să-și dea seama, bă, omul ăsta nu mai are nevoie de cobblestone, eu mi-am atins potențialul maxim, pot să-l arunc. Bun, într-o bună zi sper să ajungem și în punctul ăsta cu diamantele. Mai avem un pic până atunci, trebuie să ne apucăm de găini, trebuie să ne apucăm de o grămadă de tâmpenii. O să vedeți exact despre ce e vorba. Dar ce vreau să facem acum? Deci o să prezint poate episodul următor, când o să ne apucăm iară de ele, cum se face exact și care este scopul acestor storage upgrade-uri. Însă, acum ce vreau eu să facem? Vreau să facem un de-asta. Se numește un status upgrade. Și vedeți că scrie acolo shows fill level. Avem 4 layere noi, da? Avem 1, 2, 3, 4. Da, dacă vă uitați exact acolo unde punctează caracterul meu, avem 4 sloturi, să zicem așa, unde poate să intre 7000 pe fiecare, da? Eu vreau să fac un din acesta ca să-mi dau seama exact când un slot este plin, da? Să facem din două bucăți de redstone, un upgrade temple și redstone comparator, care am avut noroc că am găsit cuarțul ăla, că altfel înnebuneam până făceam rost de el. Bun, haideți să luăm de aici și să... intrăm în meniu, scoatem unul din acesta de emerald și îl punem aici. Și vedem, uitați-vă un pic cât spațiu. Deci uitați-vă un pic, nici nu pot să vă arăt. Deci ăsta nici măcar nu e atins cu 512 bucăți, 145, nici nu mai are rău să zic. Ăsta cu 7000 e nici 5% nu cred că e plin. Fratele meu. Hai să încă din care le avem cam cel mai mult, ca să ne dăm seama cam unde ar trebui să punem noi ăsta, unde ar fi cea mai mare nevoie. Hai să punem la dark. Da, la Dark Oak ăsta, zic eu, că aici pare să fie cel mai mult. Punem un din asta așa, cât să fim nesiguri că nu se ducă nicăieri. Bun, acum cantana cu asta, mai departe, ce vreau să facem aici. Dacă ne uităm noi în cărticica noastră magnifică, pardon, dacă ne uităm noi în cărticica noastră magnifică, da? În primul rând trebuie să luăm un cobblestone generator din... o chestie pe care am putea să menționez, pe ăsta l-am și upgradat. Se face foarte ușor, evident trebuie cobblestone generator respectiv și după aia să-l înfășurăm cu fier și ne dă upgrade-ul, da? Deci trebuie să luăm două award-uri de aici, trebuie să iau ăsta, biomaker-ul. Biomaker care am să vă rog să mă ajutați voi. Vă zic sincer, am stat pe lume de test o grămadă de timp, nu am reușit... N-am reușit să-l folosesc, propriu zis. Deci dacă mă puteți ajuta voi, vă rog frumos, să-mi spuneți cum putem proceda noi exact cu acest biomaker, pentru că vă zic cel mai sincer, nu am nici cea mai vagă idee. Am încercat să fac un portal de nether, nu funcționează, pentru că aparent nu există nether. Deci dacă aveți cumva idee cum să folosești acest biomaker, vă rog foarte frumos să-mi stați în secțiunea de comentarii. Dar noi l-am luat? Da, nu. What? N-avem netherrack-ul la mine? Mă rog, o să-l facem. Bun, hai să luăm reward-ul de pe ăsta, ne-a dat un entity detector. Și al doilea reward, Redstone Furnace. Ăsta parcă e destul de bun, că parcă folosește energie, nu? Da, perfect, și o să avem nevoie de el. Pentru că o să ne apucăm și de energie episodul ăsta, fraților. Nu, episodul următor, momentan punem bazele, să zic așa, o să vedeți exact la ce mă refer. Tu treci acolo momentan, te rog frumos, mersi. Bun.
Mai avem ceva de făcut, mai avem ceva de luat de aici sau nu? Ok. O să vezi că ne apucăm de aceste smelteriuri. Începe, e forță, șmecher. Bun, o să vreau să facem Witchwater-ul, care se face relativ ușor din ce am văzut. Dacă căutăm noi aici în Just Enough Items, Witchwater, se face în felul următor. Putem sta lângă un fluid transition, lângă un fluid plus item transition, da? Adică lângă un stone barrel, și să punem ancient spores-ul ăsta, care se obține relativ ușor dacă ai un mesh de diamond, ceea ce noi avem, că am făcut în 3 episoade, folosind compressed sand, da? Ceea ce mă face să mă gândesc că noi deja cred că avem ceva pe aici, dacă nu i-fi aruncat. Da, nu avem, problema aruncat din greșeală, nu știm ce să fac cu el. Dar oricum, o să-l facem noi cât de curând, dar cum spuneam, haideți să revenim la început, da? Dacă mergem aici pe asta cu găinile și ne uităm aici, vedem că zice că wholesale, buy a chicken. The market allows you to trade in emeralds for most seeds, saplings and animal eggs. Aici ne spune că acest magazinaș ne lasă să facem schimburi, da? Folosind emeralde pentru semințe, zi de asta de copaci, sapling-uri sau cum ne-ar mai zice, am un lapsus foarte mare. Ouă de animal, să zicem așa. Pe urmă o să facem găinile și așa mai departe. User chicken catcher, dar de asta nu se ocupă acum. Bun, hai să zicem ce avem la storage. Avem la storage în felul următor. Avem basic drawer-ul pe care trebuie să luăm award pe el. Încă un redstone furnace, ok. Două diamond tier-uri pentru barrel upgrade, nice. Am făcut și un void upgrade, ceea ce am făcut. A, nu, ăsta nu-i void upgrade, stai așa că m-am întâmpit. Dar mai e ceva pe aici ce am făcut. L-am făcut pe ăsta de emerald. Ok. 12 epic bacon. A, pare în void, nici măcar nu este la award-uri. Ok. Noi am sărit un pic procesul ăsta, n-am mai făcut diamante, n-am mai făcut așa. Mă rog, hai să punem ăsta loc, îscher, îmi cer scuze. E dimineață, e foarte dimineață că filmez chestia asta, deci nu mă judecați prea tare, vă rog frumos. Dăm click cu mâna goală aici, așa. Hai să punem void-ul la loc, să fim siguri. Bun, hai să luăm market-ul ăsta, domne. Hai să vedem, așa, wholesale. Am luat și award-ul pe chestia asta. Dă încoace, mersi frumos. 4 watermill, de asta o să avem nevoie un pic mai târziu. Hai să luăm award-urile și pe astea, din ce mai primim. Climbing gloves, astea sunt șmechere. Astea sunt șmechere, rău de tot. Îmi plac foarte, foarte, foarte tare. Base essence ingot. Ce mă pui să fac că nu înțeleg? Vreau să mă cam nevoie, mă rog. Infusion crystal, nu știu ce, nu ne băgăm foarte tare. Așa, Emi Drive. Astea sunt niște chestii la care nu m-aș bucura prea tare, adică nu m-aș băga foarte, foarte tare. Ăsta trebuie să fac un inferium, furnace și așa mai departe. Nu să ne complicăm foarte, foarte tare pe Towncraft. Cred că e Towncraft, nu? Parcă. Nu, Matter Infusion Crystal sau ceva de genul. Mă rog. Cred că e Towncraft ăla, dacă nu mă înșel. Mă rog. Climbing level-urile alea, astea sunt geniale. La modul că poți să duci pe pereți. Super, super tare, super tare. Punem marketul ăsta momentan aici. O să trebuie să cumpărăm o găină. Uitați de aici, da? Dacă căutăm aici un chicken. Uite-l, spawn chicken, avem nevoie de 3 emeralde, bla bla bla, facem quest-ul, luăm găina, luăm așa, mă rog. Bun, ce avem noi aici, frate? Ce ai făcut, Alex? Să vă explic. Deci, în primul rând, noi trebuie să luăm acest Engineer's Manual, da? Pe care dacă îl deschidem noi așa fain frumos, vedem aici că avem tot felul de detalii despre Engineer's... cum se numește modul? Că am și uitat. Immersive Engineering, așa, bun. Și aici vedem că avem tot felul de detalii de genul acesta, de care momentan nu avem nevoie, pentru că știm ce facem. Aici un Engineer's Hammer, da? Pe care o să-l folosim ca să putem face alte, un fel de furnal, mai putem și mai departe, că o să avem nevoie de el, da? Îl luăm de aici. Întrebarea mea este în felul următor. N-am quest cu Immersive Engineer, am doar gen achievement-uri ca pe Minecraft. Aparent, da, uite, avem manualul aici, așa, mă rog, really hot topic, bla 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 bla. Bun. Haideți să începem cu ce e cel mai ușor și anume aceste coke brick-uri, da? Pe care noi le luăm fain frumos de aici și avem 9 bucăți, da? Și noi dacă le punem pe acestea într-un spațiu de 3x3x3, deci ne mai trebuie niște bucăți. Stați așa că nu știu cum se craftează. Facem o scurtă pauză și devin imediat. Așa, dar frate, vedeți, ne întorci aici așa la mare, mare treabă. Jocul ăsta aparent te face să uiți și să numeri, să nu mai știi că îți face 3x3x3, dar e totul ok, nu-i problemă. Deci, cum spuneam, tași din gură. Cum spuneam, avem nevoie de un 3x3x3, avem bază, continuăm, uite, așa. Poc, 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 poc. Și
Și acum luăm ciocanelul și dăm click dreapta pe el și vedem că s-a făcut un Coke Oven, da? Care... Coke Oven pe care îl putem folosi să obținem tot felul de lichide. De exemplu, dacă prăjim coal, nici nu mai știu ce... Primeam ceva care să-mi dea din acela, cum îi zice... Eu ce lapsus am. Unde ești, mă? Primeam o chestie, care, un lichid care să ne ajute să tratăm lemnul propriu zis, da? Bun. Mai departe, partea care pe mine mă disperă cam cel mai tare dintre toate chestiile astea. Hai să spargem de aici, te rog frumos, tot ce-i aici, pentru că nu mai avem nevoie, da? Mutăm tot în partea de sus, momentan, cât să ne putem concentra puțin. Haideți să începem cu începutul. În primul rând, ca noi să obținem aceste bricuri pe care le vedeți voi aici, că se învârt, trebuie să facem rost de grout. Groutul se face folosind gravel, sand și clay, pe care după aia, dacă îl punem noi la prăjit, da? Avem aici o grămadă de stack-uri de grout. Grout pe care noi, dacă îl punem aici la prăjit, fain frumos, o să vedem că obținem bricurile acestea seared bricks. Am stat o grămadă off camera, deci nu vă intrați, mai avem aici încă câteva stack-uri. Suntem în siguranță, să zic așa. Bun. În primul rând, trebuie să începem cu un smeltery controller. Haideți să o luăm mai bine de la începutul începuturilor. Trebuie să facem un seared bricks din acesta. Avem 16 bucăți, eu zic că ne mai trebuie câteva. Deci practic ca orice bloc normal, când pui aici pa 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 pa, se transformă fain frumos în bricurile acestea. Haideți să mai facem încă câteva. Mai putem face 3. Bun, 32 zic eu că sunt destule momentan. Pentru aici tot așa, da, alea se transformă în bricurile respective. Bun. Următorul, trebuie să facem un smeltery controller. Da? Vedem că ne-a apărut deja achievement-ul acolo. Trebuie să facem un smeltery drain, ne-a mai apărut un achievement. Un sear tank. Dar de ce ne trebuie? O să vă zic aici imediat de ce sunt 3. Vă explic imediat. Un casting table, un faucet, două faucet-uri, pardon, și un casting basin. Bun, și acum, bun Alex, am făcut toate șmeșcheriile astea, ce se întâmplă? Punem aici așa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da, un sistem de 3x3, după care noi venim să-l învelim așa, fain frumos, fără colțuri, pentru că de alea nu este nevoie, da? Acum să gândim puțin, da? Trebuie să luăm ăsta, spargem aici fain frumos, așa, și punem controllerul în dreapta lui. Eu personal acum mă gândesc, adică am gândit smelterul ăsta, nu știu dacă există un design special, gen, adică exact așa trebuie făcut sau se poate amesteca. Eu am încercat cu un prieten care știe un pic mai bine modurile decât mine să ajungem la un design cât de cât eficient, da? Pe urmă, spargem aici blocul ăsta și punem un smeltery drain, pe care punem cele două faucet-uri. În fața faucet-urilor punem un casting basin și smelting table-ul. Și acum o să gândiți, bă, gata, nu? Bă, nu. Aici o să trească să punem un din ăsta. Spoc. Și acum smelterul nostru practic este gata. Acum probabil o să apară întrebarea voastră. Bun, bun, bun. Dar noi de ce am făcut 3 din acestea? Pentru că suntem șmecheri și pentru că am dat un grind super, super mare în 3 episoade. O să facem acest smeltery direct de 3x3, adică de înălțime de 3, da? Dacă venim aici așa fain frumos și mai luăm niște, o să mai trebuie să facem niște seared brick-uri din astea, da? Vedem că acum mai putem urca un nivel și ne-au mai apărut niște sloturi în inventar, da? Haideți să mai luăm câteva brick-uri din acestea să mai fac, câte să mai fac? Facem 16, da, eu zic că atâta o să ne ajungă mai mult decât suficient. Partea nașpa că n-am unde să urmă, lași să mor și eu aici un pic, te rog frumos, mersi. Și ăsta este smeltery-ul nostru, da? Bun. Acum probabil apare întrebarea. Bun, 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 Alex, am făcut smelteriu. Dar pe ăsta cum îl alimentăm, domne? Foarte simplu, haideți să luăm cablesul ăsta de aici. Acum, ce să vreau eu să facem? Ce să vreau să ne pregătim să facem, de fapt? Hai să mâncăm un pic. Și practic, astea două sunt chestiile pentru care am dat un grind de vreo 3 ore în 3 episoade. Da, deci, să țineți cont de chestia asta. Haideți, cum vă spuneam, ne un cresuit oil de ăsta, un cresuit oil care ne ajută să facem treated wood. Da, tot din immersive engineer. Care dacă ne uităm aici, vedem că zice așa, avem nevoie de un de ăsta și orice plank-uri ca să facem lemn tratat. Da, lemn tratat care se poate folosi pentru blueprint-uri, working bench, bla 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 bla. Haideți să vedem cine dă șmecheria asta. Unde ești? Questbook, aici. Așa, cine dă șmecheria asta? Deci, am făcut toate chestiile astea. Dă-ne un award, te rog frumos. Un autosifter, fuck's sake. Așa, bun. Bun, bun, bun. Unde rămăsesem noi? Unde rămăsesem? Așa. Cum alimentăm noi toată chestia asta? Haideți să vă explic repede, repejor. Folosind lavă. Yep. Lavă, fără niciun mișto.
Dacă luăm de aici greata asta cu lavă și o punem noi acolo, fain frumos. Da? Aia, unde ești? Aici. Și apăsăm click dreapta, vedem că s-a pus găleata asta cu lavă. Da? Ceea ce înseamnă că acum dacă noi punem ceva în inventarul acesta, o să se prăjească. Ceea ce avem fier, orice poate fi prăjit, de exemplu. Da? Bun. Bă, eu nu cred că vreau să-mi strici tot coal-ul. E ok, am făcut rost de ăla. Nici de tine nu mai am nevoie să prăjești atâta ca animalul, stai liniștit. Hai să punem coal-ul la loc. Nu, nu prăji coal-ul. Și dă-mi asta, te rog frumos, să le punem înapoi în chestul lor de cuvință. Hai să punem și asta de la Engineer's Hammer acolo momentan. Mai departe, ce aș vrea eu să facem? Aici o să devină un pic interesant. Vreau să facem în felul următor. O să am eu nevoie de un netherrack, care dacă luăm de aici reștone, poc, 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 și îl punem, uite, acilișe, ne dă un netherrack, perfect. Vreau flinte în stilul pe care parcă l-am pus eu, ia, pe care parcă l-am pus eu, unde l-am pus, mă rog, avem flint aici în caz de orice. Dar flinte în stilul meu, unde l-am pus, domne? Da, întrebarea este foarte bună, nu mi-aduc aminte de mi-am pus flinte în stilul, haide să luăm altul de aici, sau, e aici? E aici, bă, băiatule, mamă, cât aveam, dacă mai făceam încă, când nebuneam. Bun. Așa. Aici ne spargem un bloc, punem netherrack-ul ăsta aici. Poc, poc, perfect. Și acum întrebați, de ce ai făcut asta, Alex? De ce? Ce s-a întâmplat? Vă explic. Bun, ne mai trebuie niște clay de aici. Dar nici chiar atât, ne trebuie mai puțin. Cred că și 8 e prea mult. 1, 2, 3, 4, cam atât cred că ar trebui să ajungă. Ne trebuie bone meal-ul din spate, dacă aș fi ajunge până la el, te rog frumos, care l-am pus aici. Ați văzut că n-am uitat? Ați văzut că... Bă, 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 hai mă, serios acum. Așa... 8? Parcă 8 trebuiau, că 9 sunt de jur împrejur. Na, nu, am greșit. Aia e. Bun, te punem pe tine la prăjit, așa fain frumos. Pe urmă, după cum am spus, trebuie să vă explic și vouă cum am făcut acel cobblestone generator. O să vă arăt exact acum. Punem acest crucible... acilișe. Bun. Și avem o sursă de avem o sursă. Aia contează. Bun. Dacă mergem noi mai departe și căutăm aici așa un cobblestone generator. Ăsta basic, da? Avem nevoie așa. Un lava bucket, o bucată de sticlă, un water bucket și niște stone, da? Bun. Haideți să stați așa o secundă, cât să iau și eu bucketul ăsta de lavă. Mersi. Cât să iau și eu bucketul ăsta de apă. Cât să iau și eu o bucată de sticlă, dacă mai am. Aia e întrebarea întrebătoare. Nu am pic gravelul ăsta aici, să-i fac o schemă. Fii atent. Poc, 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 poc. Unde mi-e hammer-ul? Aici. Opa. Mamă, cum a trecut, ești nebun. Așa. Dă un pic de artă ăsta, să-i fac și lui ăsta o schemă. Așa. Prăjim ăsta aici. Bun. Și acum dacă ascultăm de ce au zis băieții ăștia, trebuie să facem așa. Așa. O bucată de sticlă și cobblestone teoretic. Cred că merge și cobblestone simplu. Da, bun, perfect. Cobblestone generator, pe care dacă îl înfășurăm cu fier, după cum am spus, 9 bucăți. Nu, 8 bucăți, pardon. Așa. Hai să luăm gălețile astea de acolo, te rog frumos. Care dacă ne uităm aici, poc, poc, poc. Și avem ăsta upgradat, da? Bun, ne mai trebuie hopere, hopere, hopere. Un drawer și hopere. Hai să facem, să luăm niște lemn de aici, te rog frumos. Dă-mi-l pe ăsta. Asta cred că ar trebui să ne ajungă. Așa, facem așa. Vreau, cum să facea drawer-ul? Că nici măcar nu am uitat drawer. Vreau cel mai basic drawer. Un chest și 3 lemne. Ok. Un chest și 3 lemne, așa. Poc, poc. Mă rog, 6 lemne, dar v-ați prins voi. Și vreau un hopper vanilla. Măcar pe ăsta mai știu să-l fac. De jur, o chestie foarte amuzantă cu modpack-urile este faptul că tu habar... Deci uiți efectiv cele mai simple chestii. La modul cel mai serios. Deci nici nu glumesc cu voi. Uiți chestiile atât de basic încât îți vine să nebunești. Asta n-aș că cred că ne trebuie două hopere. Yep, două hopere ne trebuie. Da, nu știu că ne trebuie. Aș vrea să îi las un pic de spațiu cât să...
Dar de fapt știți ceva, ia stați așa, că facem noi așa, șmecherie și gata. Ăsta acum o să facă lavă, perfect, bun. Nici nu avea nevoie de drawerul ăsta. Hai să facem puțină curățenie pe aici în inventar, hai să punem premiile noastre aici, când ne scăpăm noi premiile. Momentan cred că o să stăm noi ca pe vremuri. Că altă variantă nu găsesc. Vreau să le conectez pe astea cu țevi. Vreau să conectez ăsta cu țevi la tancul acesta de lavă. Da, de exemplu să vin uite așa prin spatele lor. Dacă și reușesc să sap, ar fi perfect. Așa, da? Și ne-am conectat așa țevile și avea un loc infinit de lavă, să zic așa. Deci, haideți să luăm de aici, uite așa, spamăm un pic. Altă variantă, nu prea avem, din păcate. Ar fost mult mai rapid în sensul că nu trebuia să-mi fac eu griji că, bă, stai să dau aici click dreapta exact când se termină lava ca să pot să umplu ăsta. Bun. Care este următorul nostru quest la Tinkers acesta ca să-l și terminăm? Make a tool forge. The tool forge allows you to make even more Tinkers... Forge tool. Ok. Bun, așa, fratele, haideți că am găsit o altă variantă. Se poate face aparent și cu cupru și din el fericit din ăsta aveam. Și acum punem ăsta aici așa sus, poc, poc. Nu știu exact care e diferența între cele două, vă zic sincer. O să trească să ne interesăm un pic, adică... Nu prea pot să-mi dau eu seama exact care. Oh! Acesta e casting table și ăsta e tool forge. Aha! I understand a little bit. Un pic înțeleg și eu ce se întâmplă aici. E puțin haotic, dar încep să înțeleg un pic ce s-a întâmplat și de ce era nevoie de chestia asta. Bun, fraților, din păcate timpul nostru este destul de limitat astăzi. Îmi pare rău că este un episod făcut pe fugă. Eventual ce putem face noi până să închidem acinișe, putem face o chestie de genul. Am nevoie de slaburile astea, te rog frumos, momentan, cât să ne bate în joc de o găină. Bun. Poc, poc. Am zis că aș vrea să fac și witchcraft-ul, însă uite că nu se poate, domne. Nu se poate. Bun, dacă pun ăsta aici, tărti găina aia n-ar trebui să mai iasă de acolo. Ește? Am dreptate sau n-am dreptate? Bun. Așa. Am nevoie de un băț. Poc. Am nevoie de 3 emeralde, cât să facem chicken catcher-ul ăla respectiv. Poc, 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 3 emeralde, mersi, fain, frumos. Poc, poc, bye. Mersi, fain. Hai să încercăm acum să spawnăm găina aia unde trebuie. Uite, îi dăm una cu un băț. După unde mi-i sabia. Devine agresivă găina aia, mă amuză pe mine foarte, foarte tare. Și nu știu exact ce damage dă, dar nici nu vreau să aflu, sincer vă zic. Nu știu, trebuie să o omor cu bățul sau doar să-i dau una cu bățul? Cred că trebuie doar să-i dau una cu bățul, corect? Da, uite-l. Opa, așa. Bun, 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 bun. Și acum dacă noi ne uităm aici pe questbook-ul acesta. În primul rând, make a tool forge, să-l un reward după ăsta. Poc. Încă un autosifter, yay! Ce să trească eu să fac acum? Între episoade o să trească să mergem în dimensiunea de minat. Da, unde minăm noi. Și să urcăm iară 200 de blocuri. Că să ajungem în end. După aia să putem la award-ul pe ăsta. Și după aia să ne ocupăm de restul și mai departe. Dar, ne. Use a chicken catcher to turn chicken from a mob to an item. Use a chicken catcher to turn a chicken from a mob to an item. Vedem. Vedem exact ce se întâmplă. Dar, fraților, cam asta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Alex. Dacă v-a plăcut, nu uitați să izbiți în butonul de like. Până data viitoare. Bye, bye!